Hei, bună! Mă cunoașteți? Sunt Natalia Cojocari și astăzi voi face un vlog cum toată familia ne ducem, bine, în afară de bunii, ne ducem la muzeu. Și acolo vor fi schelete, chestii noastre, dar nu știu ce fel de schelete. Schelete dinozauri, schelete de om, schelete de vampir. Ați prins ideea ca să ne îngrozesc. Ați prins ideea. În orice caz, o să ne ducem la muzeu și o să vedem lucruri. Să începem să investigăm ce vom găsi oare. Asta? Da. Arată unul. 6. Este conger se numește. Este un rechin. 7, la 7. Great white shark. Marele rechin alb. Așa un pește de care s-a umplat așa. Da, wow, ce proască ți-e stasă mare. Da, ce e ăla acolo? Hai să citim. 13. De unde știi? 13? Păi am văzut pe foaie aici jos. 13 și la 13 ea citește ce e. Dugong. E un fel de balenă, probabil. Unde sunt balenele ucigașe pe aici? Păi asta e balenă ucigașă, probabil. Eu știu. Dar ăsta ce fel de pește o fi? Ăsta ce fel de pește o fi? 14. Latimeria calumne. Latimeria. Nu știu ce înseamnă latimeria. Hai să vedem mai departe. Oh, ce drăguțe sunt. Natalia, hai să băgăm. Ai curaj să bagi mâna în gura crocodilului? Dar nu poți. Aș băga, dar nu pot. Ia uite ce crocodil. Îți place reptila asta? Seamănă cu vintilă. Și este fix ca vintilă. Uite și pe mami. Ai văzut? Totul. Asta seamănă cu vintilă, cică. Pentru că îl țin de coare, face... La fel face și... Uite-l pe Pumba. Ce tare! Asta e vreo cobră ceva. Cobra are chestia. Atunci viperă, ia să ne uităm. Hai să ne uităm ce scrie aici. La 33. Anoca verde. Anaconda. Deci da, e bine. Anaconda, anaconda. Te dai seama? Oh, da, vezi? Oh. Da, iese din nou puișorul. Îți dai seama? Poate realistice. Auzi, Nati? Realiste. Nati? Da. Dacă facem o omletă din ouăle alea. Ăștia sunt adevărați. Ăștia, da.
Vulpiță! Asta nu e vulpiță. Dar are coada stufoasă. Seamănă cu vulpiță, da? Mare crocodil pe care l-am dat. Dar nu e crocodil. Hai să căutăm. Nu, la 30, la 34. Panda. Panda roșu. Ce? Panda roșu? Panda roșu? Ăla-i panda roșu, mami. Panda roșu. Dar ăsta ce e mare? 28. Nu, da? Ce e la gavial? Ce e la gavial? Gavial gangeticus. Oh, e un puiul. E puiul lui. Uite, ce frumos ăsta e ăsta. Ăsta este mama, tata și puiul. Adică, da, ăsta ești tu, tu ești ea și eu sunt ăla micuț. Da, e ciocul, că am ascuns. Ăsta urât, ăsta? Nu, ăsta frumos. Uite, asta este o cobră. Asta este o cobră. Mamă, dacă te mușcă asta, mai supraviețuiești? Mori, de toți. Ia, nouă. La nouă, Natalia, e cobra indiană. Cobra indiană, știi? Elefantul indian. Wow, ce mare! Ia uite! Bine! Wow, stă cu spatele la tine. Unde sunt canguri? Uite un cangurel! Da, și acum are... Eu sunt ăla micuț! Nu, ce e? Ce e? Ce lăbuță, ce lăbuță! Hai să ne uităm ce e. Vreau să aflu. Ce e? Este 5. Câinele Dingo. Uite. Câinele Dingo e. Uite cum arată ăsta. Dingo, da. Stai. Dar ce rânjește el? Cred că este bucuros că te vede. 5. Da, câine Dingo. Eu cred că e bucuros că te vede, de-aia râde așa, nu? Nu, mâna e la... Aici! Ăsta? Aici intrăm la păsări? Aici sunt găini, aici curci... Crocodile! Oh, iar crocodile! Oh, uite ce curcan mare! Ia-i curcan! Dar ce este? Hai să ne uităm! 7. Casoar, da. Pe curcanul ăsta îl cheamă Casoar. Bună ziua, domnule Casoar. Natii, uite ce cioc are asta. Vezi? Cred că s-a lovit cu nasul de pământ când a făcut. Când a aterizat. Sau are riduri pentru că stă mereu încruntat. Da. Aligator din Labrador. Chinui. Se chinuie pasărea asta cât stă aici. Nu. Natalia, dar cum crezi păsările astea? Uite, vezi asta? Da. 6 kiwi. Dar uiți, Natalia, dar păsările astea noaptea învie și încep să ciripească pe aici? Nu. Dar ia uite un ou acolo. Da. Trebuie să vezi ou. De unde știi că ăsta e elan? Desene. Ulpe. Elan. Oh. Pazniște. Ce? Pazniște. Pazniște? Ce e pazniște? Pazniște.
Pajiște? Alintățica. Alintățica, bine. Da. Uau, ce coadă stufoasă și mare are. Vreau să știu ce e. Speretuți. Speretuți. Dar ce frumos și alb e. Crezi că s-a spălat? Cum adică s-a spălat? De așa de alb și curat? Oh, uite-te în stânga. Nu, vreau să văd acum. Asta ce e? Zimbru, da. Că nu se spală și nu se piaptă, mă. Da, e cam ciufulit. Oh, ce coarne au ăștia. Vino să vezi adorabilitatea. Boul mascat și vulpea polară. Urât să zice așa, boule mascat. Coșnițe polare. Uite asta. Aici în tundră. Oh. Dar nu se... Uite ce urât. Natalia, dar nu se teme de șarpele ăla? Asta e o balenă ucigașă. Nu e balenă ucigașă. Vrea mângâiat. Zici că vrea să mă pupe cu nasul. Uite ce frumoși. Dromader din Africa sahariană. Aici e în junglă. Natalia, care maimuță seamănă cu tine? Alegeți maimuța ta și după aia ți-arăt eu care... Cu pasăre. Da. Aia. Aia de sus? Da. Micuța aia. Da. Dar nici o maimuță... Asta ești tu. Oh, ăsta? Și mami ești tu asta. Oh. Are coadă. Așa fit. Unde este aia? Care? Porc spinos. Care e porcul spinos? Porc spinos. Groc. Asta e un tot fel de jumătate porc, jumătate arici. Pentru că el așa se apără ca arici. Arici. Într-o zi, un porc s-a îndrăgostit de un arici. Și împreună au făcut porcul. Wow! Ce frumoase sunt astea aici. Natalia, dar de ce se ceartă ăștia? Ce n-au putut împărți? Păi vezi? Păi animalele vânează. Și cine pe cine vânează aici? Maimuța pe tigru sau invers? Ghepard. El ghepardul ăsta sau ce? Ghepardul este carnivor, corect? Da. El nu e herbivor. Așa, nu și... E vegetarian. Și maimuța? Și nu poate să treacă la dietă. Și să fie și... Asta este o chestie care suge furnici. E furnicar, nu? Narval din narval, oceanul... Exact, narval. Exact, din oceanul Arctic. Dar ce sus... Asta e un narval. Peștele spadă. Swordfish. Surorile primate. ce... Iache. Gorila de câmpie. Faceți cunoștință.
Cine? Cel care a făcut muzeul. Și aici avem tot felul de pietre. Prețioase. Îți plac pietrele astea? Minerale fosforescente. Fluorescente. Da? Mie îmi place cea mai mare de aici. Pe care vrei, o vrei, Natalia? Deci astea se transformă în diamant în bijuterie. Da, da, iese. Diamante. Nu știu câte de ele sunt prețioase. Aici sunt niște roci. Iar aici ce avem, Natalia? Ametist. Ametist, geodă. Dar unde-i soarele? Dar unde-i soarele? Habana. Soate, uite, cred că există o planetă care a văzut-o în desene și se numește Tamaran. Planeta Tamaran. Dar că ăla e soarele. A, de peste. Dacă îl vedem cu raze, el nu este așa cu raze în realitate. Dar asta în desene animate, Natalia. Da, bine, e în desene animate. Dar... De pe Pluto este Pluto cățelul. Da, nu, nu-i Pluto cățelul. Natalia, uite pe ce calci, pe oase de dinozaur. Ai grijă să nu calci pe capul lui sau pe limba. Nu. Ăla ce e de acolo? Ăla fiind... Este crin de mare. Ai văzut, Natalia, broasca asta țestoasă? Fildeș de mamut, da. Uite, Natalia, ăsta te salută. Este un schelet de urs de peșteră. Sluturi. Așa trebuia să facem și noi la biologie. Hei, la școală și încă cea. Omida păroasă. Vrei să o vezi, Nati? Unde? De asta. Curățenie de asta, după aia se transformă în fluturi. Uite așa urâte. Când le vezi, după aia devin fluturi. Cât mai colorat, cu atât mai frumos. Al meu e ăla. Da, zici că e fluorescent. Cuib de viezi? Cuib de albine? Este scheletul unui gibon. Gibonul fiind fel de maimuță. Păi uite, Natalia, hai să-ți arăt. Uite, aia e inimă de rechin. Aia e inimă de ciclostom. Uite, asta de mijloc este inima omului. Inima noastră așa arată, vezi? În stația primit. Evoluția unui embrion. Asta e capră spaniolă, argal și... Antilopă. Antilopă, capra cu coarne răsucite. Da, asta e antilopă campestră. Nati, dar uite aici. Natalia, trebuie să-l vezi pe mistrețul ăsta. Așa, la fugări și pe... Timon și Pumba. Da, pe mine, de fapt. Oh, uite sus. Oh, aici sunt. Când au descoperit focul. Ia uite, ți-te goale. Dar uite ce pătrățele și ce abdomen și... Dacă ajungea la 20 de ani era bine. Da, ăsta e vreun șef de trib. Da,
Scaun pentru șef de trib, uite, vezi, din Camerun, exact ce ziceam. Mască folosită, uite, mască mai vezi? Și atunci erau măști. Mască folosită în ritualuri de inițiere. Cu hialuronic sau fără? Sculptau, da, și făceau ce buze am. Ăștia sunt deja destul de bine îmbrăcați. Oh, stai, ai grijă, Natalia, că vrea să tragă o săgeată în tine ăla. Dă-te la o parte. Nu prea seamănă cu Cupidon, că e destul de supărat așa. Da, da, uite ce săgeată. I-a căzut lui ăsta arcul. Nu mai face nimic cu săgeata aia. Care? Asta de aici, uite. Iar aici avem un caiac. Populația de eschimoși din America de Nord. Indieni din America de Nord. Ce colorate sunt hainele. Aici e evoluția omului, scheletul, sistemul muscular. Uite, Natalia, vezi? Așa, ai, nici nu trebuie să înveți la anatomie, Natalia. Vii de două ori pe aici. Sistemul respirator, sistemul digestiv. Uite, Natalia, acolo e stomacelul pe care îl umpli tu cu mâncărică. Uite, Natalia, acestea sunt două păsări care au dispărut. Moa și Dodo. Dar de ce? Pentru că au fost vânate. Asta, uite, vezi? Asta... Dar mi se poate că îl cunosc și l-am mai întâlnit. În desene animate. Dacă te uiți așa, în Ice Age sigur l-ai văzut. Ice Age? Ice Age, da. Ce scrie? Astarojna rabotajet medvedi. Aveți grijă, ursul lucrează. Uite, prietenia între morse. Uite ce prietene sunt morsele astea. Haideți, mai departe. Uite, vezi peștișorul ăla de acolo? E jumătate om, jumătate galben. Da, e prietenul tău. Păi vrea să mănânce și el ceva. Este un delfin, nu? Da, 34. Delfinul comun. Pisica de mare, uite asta. Care e diferența dintre... Asta e pisica de mare, iar asta este vulpea de mare. Care este diferența dintre astea două? Una este... Asta este cu colțuri și alta mai lungă. Da? Așa o fi. Hai să mergem. Natalia, uite, într-o noapte, eu am prins un somn ca ăsta. Uite, stai puțin, uite. Uite, eu știu că. Da, da. De ce base de cucioc ciudat. Da, așa e. Pentru că trebuie să prindă pești. Și s-a modificat cioc. Asta mănâncă pești, de asta are cioc așa. Asta mănâncă copilaș. Uite, aia a prins un pește. Ia, unde? Uite... E șarpe? Șarpe. Uite, broască. Care? Broască, broască. Ce broască îți place mai mult? Râioasă sau buboasă? Râioasă. Sau țestoasă? Ce frumoase sunt păsările. Berze. Mii de berze. Ții minte cum zicea Oache? Mii de berze. Gâtlani, pelicani, ia ăla 35, pelicanul comun. Uite ăsta, e pelicanul comun. Ua, ce... Tu știi cât pește încape în gușa asta lor? Mănânci, Natalia, o săptămână din peștele de acolo. Ce frumoase sunt. Alea zboară. Da, aici la mare, știi? Când te duci la mare, sunt tot felul de pescăruși. Aici nu. Oh.
Popândăi, nu știu. Uite, ciocănitoare, asta e ciocănitoare. Păi 10. Popândău. Acestea sunt dropii. Una panda. 1. 1. Hamster. Ăla e hamster. Hârcioc. Doamne, Natalia, trebuie să vezi pe vidra asta sau ce e. La 4. Ce e? Vidra. Vulturul mănâncă camera. Da. A vânat un animal. Ce este? Și Dar mie îmi place iepurașul ăla, uite-te la el, e iepure de câmp. Ce picioare lungi are. Ce drăguț, ce drăguț. Cum se numesc ăla? Ia uitați-vă! Bambi! Da, Bambi! Șoimul rândunelelor! Șoimul rândunelelor? Ce ciudat! Adică mănâncă rândunelelor? Haide! Da. Oh, uite, Natalia, cum își face cuib un șoim sau... Ce? Cine e papă? A, mășoricel. Doamne, dar ce mare e! Dacă te prinde unul. Oleu! Da, sunt iepurași de pădure. Și ăla e bursucul. Bursucul cel mai probabil. Da, și aia o fi o vulpe care e la lungă. Uite, aia de acolo. Adică, uite, vulpe și aia. Păi uite, te uite aici, la 20. Jderul de copac. Jderul de copac. 21. Și 19. 21, nevăstuica. Bursuc. Aia e nevăstuica. Aia mică e nevăstuica, da. Da, dar uite, Natalia, vulpea a văzut iepurașul și zice, hop pe el. Natalia, uite la iepurașul. De, ia uitați, vulturul vânează. Ce a prins? Un porumbel. Oh, un porumbel, da. Asta țică la noi. Băi, vântul acesta vreau să ne rășine. Oh, ce s-a întâmplat? A prins în sfârșit un iepuraș. Yeah. Și l-a dus acasă la puișor, da. Dar e carnivor, trebuie să înțelegi. Altfel, puișorii o să rămână fără mâncare. Da, la fel și ce s-a adunat. Tati! Ce s-a întâmplat? Oh, niște lupi care au încolțit un cer. Nu prea văd bine pe cerbul ăsta, sărac. Uite, deja l-au mâncat. Da. A primit o codiță în picioruș. Cred că... Nu, l-a împins el cu coarnele. A, cu coarnele. Eu credeam că i-a dat cu codița. Un peștișor a prins. Vidra, da. Un puiuț a prins un independență. La 8 avem focă, monah. Oh, ce frumoase sunt. Cred că aici... Natalia, mai ții minte desenul ăla animat cu... Da, pinguinul. Lolo și Pepe. Da, privește. Cine sunt ăștia? Da, lupușor. Lupușor. Oleu, ce mecanism e ăsta? Dar de ce ne... Cine pe cine mănâncă aici, că nu înțeleg? Deci oamenii au gândaci în cap. Sau, nu în cap, ci pe post de căciulă. Îți iei un gândac din ăsta și se ferește lumea de... Asta e bună pentru perioada asta de coronavirus, că se ferește lumea de tine. Dar asta e când te duci la club, când o să crești mare, o să vrei să te îmbraci cât mai. A, și aici e pentru coronavirus, că ții la distanță pe oameni. Nu pot să cred, s-a mișcat. Da.
Când s-o mișca și ăsta, să vezi ce ne speriem. Dar aici ce avem? Iepurași, vulpițe, dar cum de pot să stea unii lângă alții? Iepure de vizuină. Hai, de ce vreau să văd iepuri? De ce să bată ăștia aici? Sau se joacă? Uite, o familie de ursuleți care... Dar ce lăbuțe au, vezi? Aoleu! Asta ce e? Băi, dar ce răi, răi sunt vulturii ăștia. Uite cât vânează. Intrăm într-o peșteră. Aici trebuie să fim atenți, pentru că s-ar putea din clipă în clipă să apare schelete de oameni, cranii. Oh, un craniu, cineva a murit aici. Oare cine? Scrie ceva pe el? Ah, nu-i nimic. M-a speriat un pic. Pe vremuri, în această peșteră locuiau străbunii, străbunii Nataliei și care pictau pe pereți. Uite, Natalia picta pe pereți, așa au pictat și străbunii ei. Ce vezi acolo pictat? E uscat. Eu cred că aici a pictat cineva un rinocer. Da, nu, e deja uscat. Așa. Aici sunt stalactite și stalagmite. Și, da, poate să ne cadă unul cap, serios, așa văd. Fugeți! Nu fugeți, mergeți încet. Wow, dar da, ce se întâmplă aici? Ah, păi da, asta e jacuzzi natural. Foarte bună idee. Și pe unde? Aveți grijă, plecați-vă să nu vă loviți. Natalia, în special tu, că ești foarte înaltă. Ia uite, o cămeruță. Acolo e cămeruța amfibiilor. Da? Mami, ai grijă să nu dai cu capul, pleacă-te. Așa se formează o stalagmită. Adică pică de sus și când ajung jos în gheață și încep să crească, să crească până când ajunge sus. Iar când ajunge de jos până sus, se numește draperie. Draperie. Da. Oh, ce e aici? Am ajuns la Polul Nord. Sunt prietenii noștri de la Polul Nord. Urși polari, foci, pescăruși. Oh, aici sunt tot felul de animale în formon. Asta e tot drăguță! Dar unde este aici așa? S-a ascuns. Este cobra. Este cobra din spate, uite, vezi? S-a ascuns. Uite, aici e șarpele cu clopoței. Da, este foarte veninos. Foarte, foarte veninos. Dacă te mușcă ăsta, e groaznic. Unde este? Uite, uite-l acolo, în spate. Vezi, doarme. Oh, vai, ce mare e. Doamne, da, este șopârla mărgelată. Foarte veninoasă. Așa se numește. Uite acolo. Bă, ce lamă. Nu puneți mâna, da. Șopârla cu limba albastră. Zi să scoate limba. Poate... Să uite în față. Uite și mână verde. Ăsta e ca. Uite cum se mișcă. Mamba. Oh, mamba e periculoasă. Da. Asta e periculos. Uite cât și-a lăsat. Ăsta e bun cu structură. Neveninos. Ăsta, Natalia, știi ce face? Ce? Ăsta nu te mușcă, ăsta te sugrumă. Ce? Te sugrumă. Adică te prinde în jurul lui și te strânge atât de tare încât nu mai poți respira. Boa columbian. Și ăsta la fel te sugrumă. E atât de puternic încât te poate prinde. Rămâi fără aer. Șarpe cu clopoței texan. Veninos. Natalia, el când te atacă începe să sune din coadă. Uite, vezi aici, se vede coada lui în spate și sună din coada aia ți-ți-ți-ți-ți, astfel încât să aud niște clopoței. Tare. Și de-aia zic șarpe cu clopoței. Da, toți sunt veninoși, da? Cobra, uite! Da, te uite cobra! Șapele clopoței texan. A, nu? A, uite, și a și el clopoței. Dar nu e cobra! E șarpe cu clopoței. Da, e șarpe cu clopoței. Toți sunt veninoși. Și prea puțin... Ia
aici aia nu-i cobra. Cobra are chestii din astea aici. Dar e mare. Ia uite, o broască țestoasă. Să așteptăm să vină până aici. Ne prinde primăvara și vara. Până se mișcă aia. Dar asta ce mai se mișcă? Da. A făcut de lipuță. Da, te-a salutat. Vezi? Vezi coada? Uite coada. Se vede coada? Da. Pe coada aia. Zici că are coșuri pe coada. Coada aia când sună din ea. Uite cum face cu bine. Aaaa, drăguț. Doamne, dar s-a trezit. Da, unii care hipnotizează. Ia uite-te în ochi la el, te hipnotizează? Nu. Uite-te, uite-te bine în ochi. Uite-te în ochi. Ah, m-a speriat. Măi, ce drăguț este. Nu, că vrea să, vrea să iasă. Da, vrea. Și pleca de coada. Asta e o grumă, nu? Da, asta e ana, anaconda, da? Uite, Natalia, asta e cobra, da? Unde? Asta de jos e cobra egipteană. Păi nu are, nu are, pentru că își desface gâtul atunci doar când te atacă. Dar acum ea nu te atacă, s-a săturat săraca de vizitatori. Asta poate să urma puțin. Nu cred că e așa de gâtul. Ăsta e șarpele tigru, Natalia. Nu, nu pot așa de gâtul. Ai înțeles? Uite de ce. Acum face din clopoței. Acum e semn că vrea să te atace. Uite, vezi? Pleacă de aici. Dacă nu te atac, eu sunt foarte veninos. Uite cum face, vezi? Este foarte adorabil. Doar să nu te întâlnești cu el în natură, că este mamba neagră. Și? Este foarte veninos. Trebuie să-ți mai arăt ceva. Uite aici. Este varanul de savană. Frumos, da? Este în Sahara. De care vorbește? Stă să... De ăsta de sus, varanul. Iar ăsta de jos este vipera neagră. Ăsta nu, poate, nu te poate sugruma. Ăsta te mușcă rău de tot. Este, nu bate în geam, tegu roșu. În Paraguay, în Bolivia. Fel de șopârlă, dacă mă întreb. Uite ce coadă lungă are. Da. O șopârlă de Madagascar. Șopârla mică, micuță, e acolo. Madagascar. E ascunsă, nici nu se vede. Uite. Asta e... Uite. Crotalul de Venezuela. Ăsta. Este ăsta, corect? Mamba neagră nu, e alt șarpe ăla. Bă, ăsta te poate suguma. Ce este? Pitonul sângeriu, da, nu e veninos. Nati, trebuie să vezi asta, vipera de apă. Uite ce coarne are. Nu văd. Oh, stă la mine. Stă la mine. Zici că e castelină. E pitonul. Da, dar de ce doar? Uite, ăsta e mocasin de apă, uite-te la el. Asta e drăguț. Da, foarte drăguț. Uite, asta e cobră. E pi- no, tot e piton. Asta e treas. E pitonul reticulat neveninos. Ah, neveninos. Deloc, doar te sugruma. Doar te sugruma, da. Dar nu pe tine, adică îi prinde, prinde șoricei și alte animăluțe. Pentru... pentru că e prea mic. Prea mic pentru mine? Da. Tu ești puternică, ești mare. Colț. A fost prea și stă în colț. Țestoasa? Da. Țestoasa aligator. A, uite-o pe ăsta. Mocasin. Pe ăsta. Crotalul diamant. Da, 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 foarte veninos. Unde poftește? Natalia, tu te... Mocasin îmi cheamă. Mocasin cu bine. Natalia, știi de ce e atât de colorat șarpele ăsta hibrid și uite mocasinul? De ce? Pentru că el spune în felul următor: hei, eu sunt veninos, voi nu trebuie să vă atingeți de mine, fugiți. Sau ei sunt colorați astfel încât să se, să fie confundați de, de exemplu, de iadră, nisip, păsări.
ca să nu fie, știi că ei sunt mâncați de păsări. Păsările dacă îi prinde-i papă. Păi da. Chiar dacă nu vine? Da. Da? Da. Nu, este crotal. Unde? Șarpele șobolanilor. Doar că, uite, șarpele șobolanilor care e acolo. Dar eu nu văd niciun șarpe. Vezi, atât de bine, atât de bine s-a ascuns, îți dai seama? Ia. Nu poți să vezi. Șarpe hibrid. Mi-e frică să-l uite-l aici. Unde? În apă? A, uite. Da. Nu e în apă. Micuț? Da. Da. Gata și cu da, șerpii. Nu mi-a plăcut asta cu ultima. Muzeul Antipa. Antipa. Exact, Antipa. Este foarte amuzant. Nu este deloc antipatic. Gura asta, tati. Este foarte amuzant și are o girafă în față. Și o să vedeți la un moment dat că o să intrați într-o peșteră. Și mi-a plăcut chestia asta. Pa! Cea mai tare parte!